Fără curent electric și fără apă, este chinul prin care trec locuitorii din Seliștea Nouă, raionul Călăraș, care de câteva luni nu au lumină pe parcursul zilei, iar din cauza că s-a defectat pompa apeductului local, de 3 zile oamenii au rămas și fără apă la robinete. Pensionarul Ion Tkachenko este nevoit să aducă apa cu găleata de la fântână. E greu la 62 de ani fiecare să-ți vie la fântână. E numai decât că e greu. Mai grav e că apa din acea fântână nu e bună pentru consum din cauza găurii de canalizare din preajma ei. Pentru spălat. Dar pentru potabil trebuie de fiert numai decât. Și alții localnici se plâng că le este greu fără apă, mai ales pe timp de vară. Fântânile nu-s clorate de zeci de ani, mă tincă. Apa asta la noi e tare dură. Dar ce să facem? Facem și cu dânsa mâncare. O grămadă bani o plătit pentru asta, dar apă noi. Fără apă e tare greu. Ziua nu-i lumină, seara nu-i apă. Ia ca... Discurc dintre așa condiții. Primarul localității dă vina pe furnizorul de energie electrică, care ar fi admis erori în procesul de furnizare a curentului. Încă din aprilie, distribuitorul efectuează lucrări de schimbare a pilonilor din sat. Permanent se deconectează lumina de la orele 9 până la orele 19:30. Când au conectat lumina, au încurcat fazele la pompă. Din cauza aceasta, pompa n-a fost posibil să o includem. Au venit, au schimbat fazele, a început să devieze tensiunea. Pentru reparația pompei este nevoie de aproape 23.000 de lei, bani pe care primăria nu i-are. O să cătăm toate soluțiile ca să putem soluționa problema dată, fiindcă nu este vina primăriei. Cei de la rețeaua electrică ne-au spus că vor investiga cazul. Vom examina detaliat această chestiune și, în dependență de rezultate, vom acționa conform prevederilor și normelor în vigoare. Administrația din Seliștea Nouă afirmă că va da în judecată distribuitorul de energie electrică pentru a cere despăgubiri. În acest sat locuiesc 1.600 de oameni.